Delta Dunării, un loc la fel de vechi ca fluviul sau Carpații și mult mai vechi decât oamenii care trăiesc în aceste zone. O întindere în care Dunărea, obosită după o lungă călătorie, își găsește cel mai frumos loc de odihnă în drumul său spre mare. Un sălaș în care apa și pământul se tachinează de milenii și în care pare că vietățile salută cerul și mulțumesc astfel divinității pentru că le-a oferit o infinită sălbăticie. E un uriaș decor natural în care fiecare culoare și fiecare protagonist, fie că este o trestie tremurândă, o insectă insistentă, o pasăre temătoare sau un om care își vede de treburi, toate sunt la locul lor și creează pelicula perfectă. It's a jewel. This village is a jewel. I mean, you cannot find a place like this nowhere on earth. So, it's unique. So, this is really, really interesting. Cristian e austriac și se declară vrăjit de aceste locuri. Creatorul a zămislit de jur împrejur cel mai frumos tablou. Nu pot spune dacă îți place sau nu Delta până nu vezi un răsărit și un apus de soare în zonă. Până nu percepi ce înseamnă trezirea naturii la viață, într-un loc cu dimineți spectaculoase, cu lumina care se cerne cu grație printre ramurile copacilor și apoi invadează luciul apelor, cu adieri de vânt care își găsesc astâmpărul prin frunzișul plaurilor, cu stuf și salcii care capătă viață ca la un semn, provoacă la joacă razele și nu obosesc până nu inundă întreaga deltă cu sunete și miresme nemai întâlnite nicăieri. My first time in the Delta and it's really, really nice here. Delta nu se citește în cărți și nu se percepe în fotografii. Trebuie să-i simți mirosul și gustul specific, de la stropi împrăștiați de mișcarea bărcii până la peștele preparat în zeci de moduri. Să fii părtaș la o sălbăticie misterioasă, o explozie de frumusețe care atrage și cei mai sceptici vizitatori. Have to keep it natural. You know, the more natural the Delta stays, the more tourists will come. Nu e ușor să ajungi în Delta și asta o face și mai nobilă, mai frumoasă și mai greu de cucerit. Călătoria prin mijlocul a mii de reflexii și umbrișuri acaparatoare sunt binecuvântări cu atât mai apreciate cu cât sunt mai inaccesibile. Și toată această sălbăticie halucinantă se regăsește în ADN-ul oamenilor locului. Cea mai mare poveste de dragoste a mea pot să zic că este natura. Dacă vă uitați cu mare atenție, de jur împrejur, e o frumusețe și un amalgam de culori. Claudiu Păunescu e ghid și cunoaște bine rezervația. Sunt șofer de barcă. Îmi place foarte mult să colind Delta în lung și în lat. Perioada turistică este la începutul verii până în, să zic așa, la sfârșitul anotimpului de toamnă. În rest, nu facem decât să stăm să ne plictisim. Grandioasa întindere găzduiește de 5.000 de ani comunități mici, împrăștiate în extraordinarul ecosistem. Sunt 32 de localități, mai mult sau mai puțin izolate, cu aproape 27.000 de locuitori, obișnuiți să trăiască în armonie cu natura și sălbăticia locului. Tot ei mărturisesc o realitate despre care se vorbește tot mai mult în ultimul timp în Delta. Delta o stricăm noi oamenii. Și când zic oamenii, mă includ și pe mine însumi. Deoarece nu știm să iubim, nu știm să exploatăm aceste frumuseți ale naturii, să o exploatăm la modul frumos și elegant, fără să o deranjăm, fără să o colmatăm și fără să o distrugem, bineînțeles. E cunoscut faptul că Delta e arie protejată, fiind în patrimoniul UNESCO. Dar este singura Delta locuită și pentru oameni protecția zonelor virgine echivalează cu multe restricții. Omul a fost prins în valul de reguli și măsuri menite să ofere protecția ținuturilor natale. Dar la fel de adevărat este că a fost și rămâne în primul rând responsabilitatea lui să aibă grijă de zona în care s-a născut. Pentru România și pentru români reprezintă primul rând o zonă turistică, confundată de multe ori exclusiv cu agrementul. Pentru oamenii Deltei, în schimb, Delta Dunării reprezintă casa, acasă și principala sursă de existență. Aici se produce, din păcate, un conflict de multe ori iremediabil. Ileana Giușcă cunoaște greutățile sociale din comunitățile pescarilor.
În primul rând economic, oamenii sunt din ce în ce mai săraci. Numeroasele restricții legate de pescuit nu au fost completate de strategii sustenabile care să ofere oamenilor alternative ocupaționale durabile. Ele puteau compensa interdicțiile legate de pescuit, nici măcar un sprijin financiar propriu-zis, așa cum se întâmplă în cazul altor zone din lume, în ariile protejate. Peștii sunt printre principalele specii protejate din delta. Sunt în jur de 130 de tipuri, atât în mare cât și în apele interioare. Iar pescuitul a rămas principala îndeletnicire în cazul multor familii din rezervație. Și deși nu mai este oficial principala sursă de venit a localnicilor, pescuitul este cârligul de care cei mai mulți se agață atunci când traiul devine greu și au dificultăți financiare. Este la fel de adevărat că a fost și este nevoie ca măsurile de oprire temporară a pescuitului comercial să fie însoțite de măsuri sau de acțiuni care să vizeze comunitățile de pescari. Au fost închise în ultimii 20 de ani stațiile piscicole și fabricile de profil, iar pescarilor nu li s-a mai dat voie să pescuiască așa cum o făceau odată. Soluții pentru reorientare și reconversie profesională există, însă par greu accesibile locuitorilor deltei. Oamenii au continuat să trăiască în aceste locuri, dar odată cu restricțiile, au afectat și afectează delta printr-un braconaj excesiv. Pescuitul ilegal, masiv, practicat de mai mulți ani, începe să-și arate consecințele. Azi mâncăm cartofi. Fasole. Cartofi mâncăm astăzi. Fasole avem. Nu punem nimic, că ne-a fumătură, că n-avem. Pește a fumat. Pește a fumat. Pește a fumat, da. Trebuie să-l prindem, nu trebuie să-l prindem. Ciprian și tatăl său, Nicolae Baldin, ies zilnic la pescuit și fac haz de necaz, care în această situație înseamnă pește tot mai puțin în sculele lor. Sunt pescari comerciali care din peștele prins își asigură toate celelalte necesare traiului. Dau unul ăsta de crab, așa, și un cumpăr jumătate de kil de fasole. E 10 lei kilul de fasole. De pește tot mai puțin se vorbește în toată delta. Ai crede că acest lucru pare imposibil la câtă întindere de apă are biosfera. În delta se vorbește de ani de zile de metode de pescuit urâte, rușinoase, care nu au nimic de a face cu pescuitul tradițional de odinioară, dar care au apărut odată cu măsurile prohibitive. Și oricât de multe justificări despre sărăcie și lipsa alternativelor ar putea avea cei care recurg la braconaj, pescarii prezintă o realitate din ce în ce mai perceptibilă în zonă. Deloc, deloc. Am una asta e pe lipitoare și asta e pe rămân, dar nimic. Și vântul este perfect pentru așa și vântul ăsta. Ăsta era când era peștere mare, când era peștere mult, aici la vântul ăsta rupea aici. De aici rupea. Odinioară peștii rupeau undițele și plasele pescarilor, nu și în prezent. Asta povestește un pescar, tata a 7 copii, din care niciunul nu mai practică pescuitul. Omul pomenește trecutul său ca pescar prin prisma capturilor făcute în tinerețe, dar își exprimă și speranța legată de viitorul deltei. Să se desfințeze astea cu curentul electric, desfințeze sculele monofilament. Asta tot. Am abucat aici la 13 kg. Mai mic de un kilogram nu era aici. Braconajul masiv face ruptura între un trecut cu pescuit comercial îndestulător și prezentul, în care oamenii vorbesc tot mai mult de lipsa peștelui. Nimeni nu arată cu degetul pe nimeni când vine vorba de pescuitul ilegal, dar există o certitudine. Pentru cei care păzesc delta asta, nu păzesc cum trebuie, încă se curentează, ziua în amiaza mare, încă se, în timpul prohibiției se pescuiește, și autoritățile nu spun nimic. Călin Ivanov, pensionar din Mahmudia și fost pescar. Pește puțin, deși e posibil chiar să oprească pescuitul de tot sau se va reduce numărul de pescari. Are puține așteptări în ce privește viitorul acestei ocupații în delta. Sunt niște legi. Că sunt bune, că sunt proaste, trebuie să le respectăm. Sunt legile noastre. Călin Ivanov a amenajat la Mahmudia o casă a pescarilor, unde a adunat scule de pescuit la care s-a renunțat de mult. Sunt ultimele reminiscențe ale unei activități care se restrânge tot mai mult. Aici avem pripoane, un pripon,
de se pune momeala, se tinde, se dă drumul pe Dunăre și se prinde pești mari, cum ar fi somn, crap, salău. Dincolo de importanța economică pentru care este atât de căutat în delta, peștele are și o importanță turistică, pentru că atrage mii de pasionați care vin să-l prindă, dar mai presus de toate să-l consume. Guvernatorul Deltei susține că cea mai mare provocare în arealul protejat este să îmbini interesul social al oamenilor locului cu interesul științific de conservarea unei rezervații naturale fabuloase. Oamenii în general sunt foarte importanți, mai ales dacă suntem puși să administrăm un teritoriu, o zonă cu un asemenea grad și nivel de protecție în care este și locuit. Noi putem spune că avem o rezervație îmbogățită tocmai pentru faptul că există comunități locale, există tradiții locale pe care noi le respectăm și pe care încercăm să le îmbinăm și să găsim soluțiile optime pentru ca traiul pe aceste teren, pe aceste suprafețe, pe aceste zone să se poată desfășura într-o anumită normalitate. Oamenii locului sunt luați în calcul la administrarea zonei, dar trebuie să-și asume că locuind în delta au și vor avea restricții la pescuit. Am creat punți de comunicare cu ei și orice decizie pe care o luăm, pornind de la prohibiție până la apărarea și protejarea diverselor habitate, precum și schimbările pe care le preconizăm prin diferite proiecte în delta Dunării, toate au la bază o comunicare atât cu locuitorii deltei, dar și cu asociațiile și ONG-urile care funcționează în această zonă. Delta presupune reguli în continuă schimbare. Asta se întâmplă în ultimii 20 de ani, iar schimbările treptate creează confuzie într-un univers sălbatic și izolat, în care informația nu circulă atât de repede. Nu este simplu, pentru că s-au încetățenit de atâția ani obiceiuri mai bune și chiar mai puțin bune, putem spune, pe care cu greu reușim să le punem într-o ordine firească a lucrurilor, pentru că totuși avem nevoie de reguli clare, avem nevoie de regulamente foarte clare. Ori nu s-a reușit până în acest moment să se armonizeze aceste norme, reguli, regulamente. Problema e că din toată această nesiguranță, bâșbâială, de multe ori programatică, cei mai puțin câștigați sunt oamenii deltei, care sunt supuși unei sume de restricții extraordinare, fără ca în schimb să beneficieze de compensații. Pornind de la activitățile tradiționale pe care ei le au, și anume pescuitul, unde cel puțin în ultima vreme am intervenit pe zona de armonizare a intereselor pe care le avem noi de protecție a peștelor, a speciilor de pești cu pescuitul care se desfășoară în scop comercial. S-a intervenit pe hotărârea de guvern referitoare la prohibiție, s-au armonizat datele pentru că erau zone din rezervație care intrau în prohibiție și altele care ieșeau din prohibiție, ceea ce nu era normal. Avem o perioadă clară în momentul de față pentru toată zona deltaică, inclusiv complexul Razim-Sinoie. S-au armonizat tipul de scule tradiționale pe care le folosesc, pentru că au fost impuse scule care uneori nu erau în tradiția locului și atunci s-a intervenit, s-a justificat, s-a fundamentat foarte bine și s-au revenit asupra lor. S-a făcut o analiză mai atentă asupra zonelor care se impuneau a fi restricționate pentru pescuit și a zonelor care pot fi permise, pentru că
Și aici s-au pornit pe niște direcții care au fost trasate acum nu știu câți ani și când întrebam, domnule, dar de ce totuși în zona aia se interzice și acolo se poate pescui? A, păi sunt niște studii care dovedesc, domnule, dar studiile astea trebuie să reactualizate, trebuie să mult mai bine fundamentate, an de an, pentru că resursa nu rămâne fixă într-un loc, ea se mișcă, se mută, trebuie să intervenim și asupra zonelor de strictă protecție și asupra zonelor de tampon. Nu s-a gândit nimeni și nu s-a pus problema unor alternative ocupaționale viabile. Există această posibilitate, există tradiții încă nevalorificate în Delta Dunării. Delta are un uriaș potențial nevalorificat. Există numeroase exemple, e drept, izolate în rezervație în ceea ce privește alternativele. Pornind de la agroturism și până la diverse meșteșuguri, oamenii au soluții, doar că trebuie puse în practică eficient. Papura decorativă, meșteșugul așezării stufului pe case, prelucrarea stufului industrial și chiar marangonzeria, un meșteșug în prag de dispariție. Toate fac parte din patrimoniul imaterial al Deltei. Alternative la care oamenii pot apela îmbinându-le, fiindcă s-a dovedit că luate separat nu pot oferi siguranța financiară pe parcursul întregului an. Sezonul turistic se rezumă la doar câteva luni, iar pentru dezvoltarea meșteșugurilor trebuie ca oamenii să fie uniți pentru a produce mai mult. În Delta trebuie să existe o viziune unitară, cu diverse particularități în funcție de zonă, iar oamenilor trebuie în primul rând să li se deschidă ochii. Cum s-ar putea întâmpla ca aceste meșteșuguri să fie salvate și valorificate pentru a salva economic și social oamenii Deltei Dunării? E o întrebare la care nu există o soluție standard. O posibilitate ar fi înființarea de întreprinderi sociale care să aibă ca scop confecționarea de produse artizanale. Numai că cineva, o asociație neguvernamentală, un agent economic, trebuie să-și asume acest deziderat. Este cu siguranță mai dificil să menții în viață o întreprindere socială decât un SRL obișnuit, pentru că ea are ca obiectiv nu numai profitul, ci și cultivarea unor valori în rândul angajaților. Sunt perioade din an când nu este pește pe Dunăre chiar deloc. Și atunci, dacă nu ai o altă sursă de venit, riști ori să intri niște datorii până vine peștele, cum s-ar spune, și când începi să prinzi pește, trebuie să dai datoriile, nu să îmbraci copiii din școală, că este exact în perioada când începi școlile, dar așa ai putea să faci lucruri din astea, la târguri, la pensiuni și na, tot îți mai iese un bănuț acolo. Deci, cel puțin mie mi s-a întâmplat de nu știu câte ori. Sunt perioade, sunt luni, poate, când nu ai, nu iese pește, deci nu ai de unde să scoți. Și ne întrețineam din ce munceam eu. Tot Mariana face un calcul. Câți bani? 400, 500, 600, depinde acum, deci în bani noi, ca și cum. Depinde și de comandă, că poate se iubește. Anul trecut am avut o comandă de cutiuțe pentru o nuntă, cutiuțe micuțe, așa, cum se dau cadourile astea la nuntă. Și din alea, cam la vreo 600, pare mi s-am luat, că am făcut vreo 80 sau nici nu mai țin minte așa bine cam câte bucăți. Cușuri, pălării, cutii, sticle împletite, borcane împletite, pentru pisici, coșuri, depinde acum fiecare ce preferință are. Mape pentru dosare, puse de laptop, la mărțișoare, coșulețe de 8 martie. S-au mai scos bani care, na, am putut să ne întreținem. Și bărbatul cât se pune și desface și papură, că n-are ce să facă. Că mă ajută. Când sunt comenzi mari, așa, îl pun și el desface, el îmi pregătește, ca să-mi fie mie mai ușor să pot să le și fac. Chiar câteodată cât nu este pește, îi spun, știi ceva?
ia lasă tu pescuitul și pune tu și plătește papură, învață să faci cojuri, că pescuitul tău nu o să trăi sub nicio formă. Nu mai este peștele care era odată, nu mai e. Oamenii deltei simt la buzunar perioadele cu pește puțin. E rezultatul braconajului masiv, la curent electric, unde la fiecare pește care ajunge în barcă, alți 5 mor negăsiți în apă și alți 10 rămân sterilizați de arcul electric. Refacerea fondului piscicol poate dura și câțiva ani, timp în care comunitățile pescărești trebuie să se descurce cum pot. Am 5 copii, din care mai sunt 3 acasă, una a terminat liceul acum și mai am încă 2 care sunt unul a 6-a și unul a 4-a. Dintr-un singur salariu și un singur venit, nu ai cum să răzbați. Deci nu mai cum. Cred că ar putea fi și o afacere. Bine, nu bani ca să te îmbogățești, să devii cine știe ce om bogat. Da, să trăiești cât de cât așa, să-ți întreții familia, eu zic că ai putea. Delta abundă de stuf, iar prelucrarea lui a reprezentat o importantă activitate în urmă cu 2 sau 4 decenii. Și astăzi se mai găsesc reminiscențe ale industriei de odinioară. Sunt localnici care au văzut o alternativă viabilă, renunțând la pescuitul tradițional. Este până în toamnă, din mâncăci. Care rezistă, nu? Puțin legat, nu spun bine. Dar vă spun, prețul este foarte mic. Măcar un leu dacă era marfa, era bun. Acest pensionar stă cât e ziua de lungă în stuf la bătaia vântului. Sub cerul liber ia zilnic masa pregătită la ceaun. Are la dispoziție o baracă plutitoare, unde noptează. Muncește un sezon cât pentru un an. E singura alternativă pentru el dacă exclude pescuitul. La stuf e muncă migăloasă și nu prea bine plătită, dar îi aduce un venit sigur. Iar acesta este motivul pentru care nu renunță la această îndeletnicire. Tot problema e prețul mărfii, asta-i. E mic. Și impozit, trebuie 50 de bani. Nu. La stuf trebuie foarte bine să ne stabilizăm un regulament de exploatare al stufului, astfel încât să știe locuitorul, domnule, cum procedez, trebuie să fie publicat și supus atenției tuturor celor interesați în a valorifica asemenea resursă, pentru că degeaba îi dau eu dreptul pescarului să exploateze stuf dacă nu are cerere. Misterioasa Delta are o mare problemă cu colmatările. Îndiguirile făcute înainte de Revoluție produc acum pagube uriașe. Modificările în structura rezervației dăunează și fondului piscicol. Dar, acolo unde este mai puțin pește, grindurile și terenurile formate ascund o altă bogăție, care poate fi exploatată inteligent. Resursa de plante medicinale, o altă resursă care este exploatabilă și care, pe care locuitorii deltei poate să o valorifice. Și au posibilitatea asta pe baza unui permis pe care noi îl eliberăm în condițiile în care vrea să facă o astfel de activitate. O altă soluție, probabil mai fezabilă decât asta, ar fi un proces de facilitare comunitară, după model american, dacă doriți, e metoda ușă, din ușă în ușă, în care cineva, un facilitator comunitar angajat de autoritatea publică locală sau de orice organism dispus să se ocupe de acest lucru, ar putea explica oamenilor că fiecare gospodărie ar putea să reprezinte o entitate economică profitabilă. Și mă refer la un scenariu care ar arăta în felul următor. Bărbatul din gospodărie, pescar, cu sau fără autorizație, dar oricum cu dreptul de a pescui o cotă fixă de pește, destul de redusă dacă ea e dusă la Chirhana și nu este procesată tradițional de așa manieră încât să capete plus valoare comercială, gătește pentru turiști în propria gospodărie. În aceeași gospodărie, soția lui s-ar putea ocupa de producerea unor obiecte meșteșugărești cu valoare artizanală deosebită, de exemplu, împletituri din papură. În aceeași gospodărie ar putea fi cazați turiști români și străini în condiții mult mai aproape de specificul deltei.
Și în felul ăsta fiecare gospodărie, fără să fie o mega pensiune cu 100 de camere, ar putea să supraviețuiască din punct de vedere economic și în același timp ar putea să ducă mai departe tradițiile zonei. Delta are păduri de nisip, cum este celebra Lete, aflată tot în arealul protejat. Gabriel și Aurica Maxim fac parte dintr-o comunitate aflată chiar la buza pădurii Monument. Sunt o familie clasică, el navigator, ea casnică. El lipsește câte 2 săptămâni pe lună de acasă. Ea întreține gospodăria. Totul până au văzut că le bat la ușă turiștii. Au venit turiști în zona la noi să viziteze pădurea și vreau să mănânci un pește prăjit sau o ciorbă de pește și nu au avut unde. Nu au găsit, ne-au tot întrebat, după care au revenit și le-am făcut noi o ciorbă de pește. Ni s-a dus reclama, au revenit cu alți prieteni și acum am ajuns să aduc la moment. Să vină mulți turiști. Da, vin foarte mulți, ne vizitează, ne cunosc, ne trimit și mesaje de Crăciun, de sărbători, de Paște. Le-a plăcut foarte mult, da, asta e legat o prietenie, pot să spun așa, foarte mulți din țară, chiar și din străinătate. Dacă la un anumit grup le-a plăcut aici, sloganul este mergeți la tante, dacă ajungeți în Letea, mergeți la tante Viorica, că nu o să vă pară rău. Asta-i. Peisajele aflate la 2 pași de locuința lor aduc turiști în prag. Delta îi ademenește să vină din toate colțurile lumii, iar localnicii rămân cumva datori acestor zone protejate care înconjoară micile comunități din biosferă. Dacă nu ar fi aceste frumuseți, nici ei nu ar avea vizitatori. Nu pot să spun că trăiești bine, dar nici rău nu este. Ciorba de pește, plachia, friptura de pește cuceresc de la prima degustare. Regele gastronomiei din Delta este celebrul borș pescăresc, făcut la ceaun sau la aragaz, din cel puțin 5 feluri de pește. Deci când avem grupuri mai mari, nu ne descurcăm. Deci e ca să mințim. Ce înseamnă grupuri mari? Păi, de exemplu, cum vinați 30 de turiști? Sunt și 100. La noi e singura șansă să... E turism. Agroturism, atât cât merge. Dar tinerii, ca să ajungă să facă treaba asta, e greu pentru ei. Când vine vorba de turism, trebuie avut în vedere specificul zonei. E mai greu de imaginat un turism de masă în Delta de tipul stațiunilor. Călătorii caută în aceste locuri alt gen de divertisment. We are a group of active tourism. So we do paddling, we do hiking, and we enjoy the nature. So we come for the nature, basically, and also to look how people live here. It would be comfortable if they renovate these old houses. I think that tourism can be a really good chance for areas like this here, because like people have nothing to live on, so they have to move away, and I think it's perfect for tourism. It has nature, it has these beautiful houses, so I think that could be, if you develop it, market it, that could be a really, really good chance for areas like here. There's a lot of demand in Europe for this way of, for this kind of tourism. Specialiștii vorbesc despre un turism lent, în care vizitatorii să fie ținuți mai mult într-o comunitate rurală din zonă, în așa fel încât o parte importantă din ce cheltuiesc să rămână comunității. Fish is something quite precious and expensive in our country, so it's really fine to eat things from here. We eat the local cheese, so that's fine, yeah. We like local products. Poți să observi că specificul tradițional al caselor din mediul rural al Deltei Dunării se pierde pe zi ce trece. Ferestrele tradiționale vopsite în albastru rusesc, specific zonei, au fost înlocuite cu ferestre tip termopan. Acoperișul din stuf începe să dispară, frontoanele sunt aruncate la gunoi, acele frontoane fabuloase din lemn masiv. O soluție care aduce bani pe termen scurt ar putea produce un prejudiciu iremediabil pe termen lung.
În Delta există fonduri europene care pot fi accesate. E drept că oamenilor nu le este ușor să beneficieze de ele. Solohoi Cristian a accesat două proiecte. Așa a reușit să-și cumpere o navă pentru pescuit la rechin pe mare. S-a reorientat după ce a văzut că pescuitul tradițional în apele interioare e tot mai redus prin restricții și lipsa peștelui. Înainte era aici plin de taliene. Chiar hanaua, cum îi ziceam noi. Și acum mai zicem punct de primă vânzare. Era o dată, dar era un flux continuu de pește, de... Nu mai e, s-a dus. E făcut ceva și în sensul ăsta. Sunt condiții și pași de îndeplinit, fiind vorba de finanțări internaționale. Dar banii europeni pot fi accesați. Sumele sunt decontate după achiziția de bunuri, așa că oamenii trebuie să dispună de fonduri de la început sau să aibă ajutor de la o bancă prin creditare. Trebuie avut clar o orientare către pescari, deci mai puțin altceva. Dom'le, pescarii trebuie ajutați în a face altceva în afară de pescuit, dar finanțările să fie în așa fel încât să poată accesa omul. Să n-aibă nevoie prea mult de bănci. Să fie încurajat și de stat și de... să putem mișca ceva, domn, în zona asta. Și îi dăm tare cu pescuitul la rechin. Să vedem ce facem anul ăsta. Localnicii trebuie să găsească alternative viabile la pescuitul cu care s-au obișnuit de mici. Să conștientizeze că nu pot face tot anul același lucru. Aici este strada principală pe care circulă mașinile. Pe strada întâi nu se poate circula, că e zonă pietonală. Sunt 6 străzi Solina. Din 6 străzi, doar 2 au fost modernizate. Prin seria de hopuri de pe drum, Cătălin vorbește de hopul său în viață. A trecut la taximetrie după ce a plecat din turismul Deltei, care îi dădea de lucru doar câteva luni pe an. Am cărat turiști, i-am plimbat peste tot, toate canalele și cam atâta. Aici, în stânga, este farul vechi. Acum este muzeu. Sunt vreo 3 faruri, unul pe malul ăsta, unul pe malul celălalt al Dunării și unul încolo la gura de vărsare. Cătălin poate vorbi ore întregi despre oraș și farurile lui, care călăuzeau navigatorii și le arătau accesul către port. Despre viitorul lui și al zonei vorbește mai puțin. Bine ar fi să se facă mai multe locuri de muncă, adică să fie fabrici destule care tinerii să vină aici să muncească, turismul să fie cât mai bine promovat. Dacă e bine promovat turism aici în Solina, vin și mulți turiști. Cei care pescuiesc să pescuiască legal. Asta este batoc de rechin. Ștefan Gheorghe e pescar născut și crescut la Solina. Are 47 de ani și să pescuiască a învățat de mic copil de la tatăl său. În urmă cu 15-20 de ani exista o întreprindere piscicol care pescarii erau angajați, primeau plase, primeau totul și ei prădădeau peștele și acum suntem toți persoane fizice autorizate. Predăm peștele la o kirhana la care dorim noi sau îl putem trece prin kirhana și vinde legal pe facturi. Deci suntem un gen de mici întreprinzători. Bărcile sunt astăzi considerate ambarcațiuni navale când vine vorba de pescuit comercial autorizat. Iar pescarii trebuie să achite până la 2500 de lei pe an ca să poată pescui în legalitate, cu toate avizele de conformitate. E descurajant să alerge după documente și să renunțe la scule cu care s-au obișnuit o viață. Pescuitul la curent electric sau prin explozie în apă poate părea la îndemână, dar e considerat infracțiune. Și oamenii riscă dosare, detenție și amenzi penale uriașe.
Nu reducem braconajul numai alergând după pescari. Să vedem ce a pescuit, cum a pescuit. Trebuie să procedăm la punerea în aplicare a unui complex de măsuri, a unor proiecte care fiecare să aducă un câștig în zona asta și, de fapt, ca principală activitate pe care noi înfierăm permanent braconajul. Și anume, se construiește Bursa Peștelui. Încercăm să reglementăm în condițiile în care, spre sfârșitul anului, o inaugurăm clar un traseu al peșterului și atunci să reglementăm și un câștig cât de cât predictibil al pescarului, care va lua un preț corect. Realizarea unui proiect cu adăposturi pescărești care să ofere condiții bune, minime, condiții normale, exact, de civilizate, de trai pe perioada cât au activitate de pescuit comercial. Și aici discutăm de vreo 30-40 de adăposturi pescărești care se vor înființa în delta. Poarta lăsată, e bun? Am Gabriel a fost navigator 33 de ani. La pensie nu s-a reapucat de pescuitul din tinerețe. A văzut alternativa în marangonzerie, tehnica de construcție a bărcilor. A venit însă cu o inovație, le îmbracă în fibră de sticlă pe cele vechi din lemn. Am lucrat pe timpul navigației, am lucrat numai artizanat cu răbii, căsuțe, vile și alte șmecherii, care le-am văzut în Las Palmas, în Coasa de Fildeș, în Sud-Africa, mă rog, și acum că m-am retras pe țară, m-am bucat de așa minunii care o fac eu acum. Din bărci de lemn le fac în bărci de fibră. Ce se întâmplă? Bărcile de fibră sunt foarte rentabile pentru zona noastră, din cauza că, primul rând, nu este cu poluarea, că cu lemn este cu catran, se dă catran, nu se mai găsește și mai greu. De asta ai luat-o singur și ai plecat cu ea, ai pus un motor, deci, de exemplu, pe bărcuța asta merge un motor de 6-4 cai. Tradiția numai este că nu mai sunt nici meserești în privința făcutul bărcilor din lemn. Numai dacă ai bună plăcere. Dacă ai bună plăcere, o înveți. De asta meseria este învățată de la mine însuși. Eu nu mi-a arătat nimeni, v-am explicat eu că am făcut cu răbii multe și aveam o idee așa cât de cât și am făcut experiență propria mea barcă. Durează, că e migăleală după timp. Timpul este, cum se spune, uite, acum, de exemplu, nu poți să lucrezi din cauza că e umizeală. Eu trebuie la 18 grade să lucrezi. Dacă e temperatură prea puternică, nu poți iară să lucrezi, că nu se întărește compoziția. În rezervație ajung și mulți români din afara ei. Sunt investitori care aduc locuri de muncă, fiind atrași să-și folosească resursele financiare într-un loc de o frumusețe tulburătoare. Există oameni care vor să respecte natura zonei, pentru că știu că sălbăticia și misterul deltei le vor aduce profit. Delta pentru mine? Da, greu de zis. Este unul dintre cele mai importante lucruri. În afară de familie, copii... Dragoș are o pensiune deschisă încă din 2008 în Sulina, în cea mai estică extremitate a României. Până atunci a vândut software pentru instituțiile din administrația publică la București. Este locul de unde mă hrănesc, la propriu și la figurat. Este un loc în care oricând găsesc ceva nou, dat fiind faptul că e în continuă mișcare, totul se mișcă, se modifică, găsești tot timpul altceva și altceva și altceva. E un loc în care nu te poți plictisi, un loc în care te poți simți într-adevăr liber, în adevăratul sens al cuvântului. E tulcean, i-a plăcut delta, dar la Sulina ajungea foarte rar în copilărie. L-a atras că în micul oraș port te poți bucura de mare și de delta în același timp. Aș fi avut posibilitatea să dezvolt această afacere în alte locuri, dar na, eu sunt o fire mai romantică, țin la familie, plus locuri care mi-amintesc de părinți, de familie și am zis, hai de unde să fac ceva aici.
iar vizitatorii străini susțin cu tărie că oamenii locului pot avea succes doar cu turism de nișă, turism tradițional, cu mai puțin beton și mai multe activități pentru turiști pe grinduri și pe canale. Filip vine de la Londra, dintr-unul dintre cele mai cosmopolite orașe ale lumii. I'm enjoying the delta, I'm enjoying the birds, the people are great. I feel there's a lot of mystery. There's a history here I don't know about and I kind of like. S-a cazat în Sulina la Anca Damaschin, arhitect născută la Galați. Ea povestește că a ajuns târziu în delta, la 20 și ceva de ani. A vizitat toată zona și spune că timpul s-a oprit în loc atunci când a ajuns la Sulina, unde aerul de mare, valurile de flori de pe străzi, liniștea și ritmul de viață al micului oraș au făcut-o să-și promită că va reveni. Inima i-a cerut să se întoarcă, e drept, mulți ani mai târziu. A căutat o casă. Le-am căutat o casă veche, o vreau netransformată, nearanjată, deci dacă se putea să fi fost așa neatinsă de nimic, așa a fost. Am cumpărat o ruină. A fost foarte greu, asta așa anecdotic spun, pentru comunitatea din jur, pentru vecinii mei să înțeleagă de ce nu demolez și să fac ceva ca lumea, dar eu zic că a ieșit bine și că până la urmă oamenii s-au obișnuit cel puțin cu acest implant în Sulina, pentru că este, din câte am văzut eu până în momentul de față, unica care a suferit genul ăsta de tratament. Adică casa veche a fost luată ca atare, a fost pur și simplu pusă la loc. Un om din afara deltei a văzut dincolo de industria locală în ruină, de tabloul cu fabrica de conserve care odinioară oferea sute de locuri de muncă și a privit dincolo de starea de deprimare generală oferită de o comunitate care se zbate în colaps. A vrut să aducă un suflu inovator fără să afecteze tradițiile zonei și să pună o amprentă pozitivă în micul oraș, care ar putea atrage și alți oameni cu viziune. Un om din afara deltei a devenit om al deltei și face turism cu plăcere. La mine n-a mers niciodată bine, dar nu asta a contat foarte mult. Adică am reușit după niște ani de zile, din primii ani au fost un dezastru realmente, pentru că nu aveam, eu continuam să mai repar, încă mai investeam în casă, lucrurile nu funcționau bine și chiar a fost foarte, foarte greu să susțin. Erau și momentul 2008-2009, când, mă rog, toată economia a căzut foarte rău și... Dar acum aș putea să spun că e, cum se spune, tandea pe mande, adică cât scoți, atâta bagi ca să o întreții, mai ales că turismul, cel puțin în zona asta, nu știu cum o fi în alte zone, că nu e principala mea activitate și nu e principalul meu interes de a scoate profit, dar aici funcționează 2 luni maxim. Viziunea unui om poate schimba un loc. Viziunea mai multor oameni poate transforma o zonă. România are la gurile Dunării o comoară unică în lume. O uriașă rezervație cu un colosal potențial de exploatare. O suprafață întinsă pe mii de hectare în care omul joacă un rol important. Oamenii deltei cred că ar trebui ajutați să se întoarcă la tradiții. Fără să ai grijă și de oamenii care locuiesc aici, nu se poate întâmpla în final nimic bun. Dacă nu se implică nimeni, viitorul s-ar putea să fie sfârșitul, nu viitorul. Deci sunt sigură de asta. Deci chiar sigur va fi sfârșitul, pentru că nu știu cine o să stăie să... Și zici, mă pun să muncesc atâta timp și hai că era până acum atelierul, te duceai pe cei gunoi. Da, nu știu dacă îți convine să aduci în casă iarna, balotul cu paie și să-ți faci o mizerie de zici și aia pentru nimic. Delta trebuie să rămână o rezervație naturală și nu în spațiu al îndiguirilor haotice, al turismului cu betoane și gunoi. Mai presus de toate, nu trebuie să rămână un teritoriu al braconajului masiv, care distruge încet și sistematic o sursă fundamentală, într-un loc binecuvântat cu frumuseți răvășitoare.